anul acesta sau anul următor această stradă să fie una dintre cele mai bine realizate investiții, pentru că această stradă este una dintre străzile cel mai mult folosite. Face legătura, practic, noi o numim stradă de, nu poate fi învățat de centru, dar este o stradă de legătură. Face legătura între toate cartierele noastre. Aceasta este una din lucrările pe care noi am început-o acum 2 ani. Uitați, m-am angajat la data trecută și la acest stadiu suntem. Din cauza acelei firme, de lor se numește, care după 3 luni de zile a intrat în insolvență. Nu au făcut nimic altceva decât să ne răscolească. Și de atunci ne chinuim, am reușit în ultima instanță să concesioneze lucrarea unei alte firme ca să ne putem termina obiectivul. Dar uitați ce mult ne chinuim cu firmele care nu sunt serioase. Tocmai asta încercam să spun și domnului șef de șantier, să înțeleagă. Nu se poate să antamezi o lucrare pe care tu ți-o asumi pentru o perioadă de vreme și tu să vii să o termini sau să te justifici cum că iarna minge, vara este cald și când plouă tu nu mănânci. Deci nu poți să spui asta în permanență, pentru că cetățeanul nu are nicio vină să te supunde pe tine. Ăștia nu sunt serioși. Într-un parteneriat trebuie să câștigi toată lumea. Să câștige și cel care beneficiază și, bineînțeles, trebuie să câștigi și constructorul, pentru că are să-și plătească angajații. Să vă duc într-o zonă în care vedeți astea. După ce au fost făcute strada, că mașina aia nu poate să țocolească ție asta. Am făcut gurica aia pătrată și am ridicat capacele. De ce? Ca să fie palmă. Pe strada Ovidiu avem o mare problemă și o să vreau să se întâmple infrastructură. Urmează strada Ovidiu, cum este cea mai importantă pe care noi vrem să o facem. Aceasta este cu Zavodă, Vasile Alexandrii cu Zavodă, o intersecție cu ea. Suntem pe strada Panaicerna. Uitați acum. De acolo este strada pe care am finalizat-o săptămâna trecută. Și urmează aceasta. Aceasta este strada Cazării. Intenționăm ca până la sfârșitul anului să închidem acest cartier, tot ceea ce înseamnă tramă stradală. Uitați această stradă. Săptămâna trecută am fost terminată. Cu trotuare. Uitați o stradă de o săptămână. Așteptăm să treacă cele 20 de zile ca să putem să și marcăm. Aceasta este piața pe care o știți foarte bine. Acesta este sistemul de colectare a deșeurilor menajere de la populație. În țară, din câte am înțeles, sunt puține localități, mai sunt vreo 4 localități care au acest sistem. Vreau decât să vă arăt cum funcționează. Sper să... Nu știu dacă se poate, cred că mai bine lăsăm. Se duce în interior, iar partea aceasta rămâne așa. Deci nu ai posibilitatea să arunci direct. Nu. Se pune sacul menajer exact mărimea acestui suport și în momentul în care vii, se duce direct în... Da, este un recipient colector. Există mașinile pe care noi deja le avem de la gospodărie, sunt mașinile Waterway. Sunt mașini care colectează deșeuri menajeri. Pe ele au fost montate instalații hidraulice. Deci acest sistem nu poate fi acționat decât de acele mașini. Aici există o platformă, vine și se conectează și această platformă se ridică și sub fiecare acest dispozitiv există câte un recipient de colectare a deșeurilor menajere. În momentul în care acesta se ridică, se trage acest recipient, se golește, se pune la loc, tot cu ajutorul sistemului hidraulic pe care îl are mașina de salubritate, de colectare, introducem și aici așa rămâne. Bineînțeles, vom face și un aspect comercial pe toată zona aceasta. După cum vedeți, am și început puțin să dăm.
este foarte important să de menționat. Acolo vedeți că există o cameră. Acele camere sunt montate pentru fiecare sistem hidraulic de colectare a deșeurilor menajere. Special este pusă acea cameră pentru acei cetățeni care în loc să pună aici gunoiul, îl pun aici. Ei vor fi avertizați printr-o plăcuță prin care vor fi informați că vor primi direct amendă. Avertizarea ca și avertisment va fi pe plăcuță, următoarea va fi amendă direct. Este filmare în permanență, se vor trezi acasă cu amendă. Trebuie să înțelegem că aceste dispozitive sunt special făcute pentru a rezolva problema gunoiului, care după cum vedeți, în permanență, el este pe lângă. Și să sperăm că odată cu montarea acestor dispozitive o să fim și noi mai civilizați. Sper! Câte sunt deja în oraș? Sunt 10 astfel de module în tot orașul. În total sunt 62. Deci mai urmează? Urmează. Noi le-am numit pilot. Să vedem cum funcționează și să ne perfectăm. Pentru că mai sunt niște sisteme pe care ar trebui să le punem și vedem ce randament au. Dar noi intenționăm cam până la anul, la fin de anul următor, toate să fie montate și toate să fie montate. Și acolo? Aici. Aici este un... Intenționăm să facem un spațiu verde și aici va fi o parcare. Aici va fi o parcare amenajată, de fapt este amenajarea unui parc. Nicio șansă. Da, aici este deja data trecută când am fost. V-am arătat decât perimetrul pe care urma a fi amplasat această piscină semiolimpică. După cum vedeți, ea a început. Au început lucrările piscinei. Tot acest pământ pe care dumneavoastră îl vedeți o să fie undeva împins în partea dinspre sud-est. În zona aceea va fi zona verde. De proiect Via Verde. Deci acesta este amplasamentul acestei piscine. Asta fi decât interiorul. Ea va fi acoperită, după cum v-am arătat data trecută, și v-am arătat și pozele cuvănesc, nu? Deci, practic, ce vedem acum e chiar bazinul? Se lucrează. Da, bănuiesc că este chiar bazinul. Chiar bazinul. Asta este suprafața, cred, a bazinului. Și pe lângă urmează toate celelalte. Cam înțeles că există și posibilitatea să pună niște... Nu știu dacă se pun tribune, sincer să fiu, nu cred că proiectul nu are. Acesta este bazinul, da. Este bazin semiolimpic. După cum vedeți, termen pentru 4 luni, până la finalitatea ei. Au dus un modul pentru echipament. Pentru depășitare echipament. Avem șeful de șantier pentru obiectivul nostru de piscină semiolimpică. Vă poate da mai multe amănunte referitor la datele tehnice pe care le are această piscină. Eu pot să-l informez că începând de săptămâna viitoare o să aducem un generator temporar de 62 de kW ca să-și poată începe activitatea. Începând de săptămâna cealaltă, nu următoarea, ci cealaltă, să montăm un transformator care va fi de sine stătător și va funcționa inclusiv pentru obiectivul nostru Via Verde. Șeful de șantier vă poate da informație exact legat de această piscină. Din câte știu eu, are 12,5 metri lățime, vreo 25 de metri lungime și adâncime, de cât spuneați? Adâncime de 1,5. 1,5 și un volum de? 468 de metri cu 4, adică 468 de metri cu de apă. Este piscină semi-olimpică, 25 de metri lungime, cum am zis și domnul primar, pe 12,5, adâncime de 1,5 cu deversare perimetrală, deci am canal perimetral de deversare a apei,
este sistemul pentru piscinele publice, folosință publică. Ea va fi acoperită cu o structură presostatică, așa numit balon, cum sunt românii obișnuiți, dar este o structură presostatică care va fi menținută, ridicată cu ajutorul unei unități de încălzire ventilație. Pe perioada sezonului se dorește demontarea acestei structuri ca să rămână un bazin în aer liber. Ce vă trebuie în momentul ăsta de organizare de șantier ca să începeți lucrul? Mai vin barăci? Nu mai vin? Barăci nu mai au de ce să vină pentru că sunt suficient. Am înțeles. Muncitorii când apar? Muncitorii au fost și ieri că au turnat betonul de egalizare. Săptămâna viitoare, luni, vine tot fierul beton pentru realizarea armăturii radierului de la bazin, radierul de la camera tehnică și vasul de compensare al piscinei. După care se convoacă inspectoratul de stat în construcții, că este fază determinantă a proiectului, se verifică armătura, se poate trece la etapa următoare, turnarea radierului. Toate astea la un loc, cam cât timp înseamnă? O lună? Nu. Deci fierul beton, dacă vine luni, într-o săptămână se termină armarea. Acum stăm la mâna inspectoratului de stat să vedem, noi facem cerere să vină la faza determinantă în funcție de disponibilitate. Când apar, după ce am trecut de faza determinantă. Domnul inginer, suntem în grafic? Suntem în grafic. Este bine. Asta era întrebarea. Asta e important, să fim în grafic. Suntem în grafic. Pentru că noi am promis că această piscină semi-olimpică în 4 luni de zile ar fi trebuit să fie terminată, după care să vedem cum facem recepția, că este o procedură mai laborioasă, dar important este ca cele 4 luni de zile ea să fie pe obiectiv. Pentru că altfel nu ne mai justificăm. Da. Da. E, atunci e foarte bine. O să fie gata. Cum se termină de turnat cele două radiere? Constructorul continuă să iasă cu incinta, că acolo sunt camere. Deci aia vor fi două camere de sine sătătoare. Una ține loc de vas de compensare pentru bazin. Tot ce se deversează se duce într-un vas de compensare. De acolo trag pompele, bagă instalația de filtrare, tratare, apă și îl reintroduc în bazin. Este un sistem circuit închis. Deci va fi camera pompelor și acest vas de compensare. Imediat după turnarea radierului, la o săptămână, când ne permite maturarea betonului, montăm structura de oțel a piscinei. Se trag toate țevile, toată instalația, tot. Se umple cu pământ, se compactează. Se toarnă planșeul. De fapt, este în literatura de specialitate, zice zona adiacentă piscinei. Noi zicem plajă. Aha. E bine. Deci noi zicem așa, plaja, piscina, acum literatura de specialitate se zice pool surround, adică zona adiacentă piscinei. Așa, și după ce am turnat și asta, se trece la săparea șantiului pentru grinda de lestare a balonului, se montează balonul, se pune unitatea, se cuplează la curent, se ridică balonul. În partea asta, la altă, în față, va fi un vestiar. Toată structura va avea 33 de metri lungime pe 18,50 m lățime, ca să-mi permită mie, conform normativelor, să am spațiu de circulație stânga, dreapta și față spatea piscinei, care e de minim 3 metri, da? Iar aici va fi o ușă tunel de acces, va fi un culoar de 2 metri și va fi un vestiar de 10 metri 56 pe 17 metri 56, separat de bați femei, grup sanitar, dușuri, cabinet medical, recepție. Și practic intrarea va fi prin zona aceasta. Va fi prin față. Deci prin față, da? Accesul principal va fi prin față. Accesul principal în clădire, recepție, cabinet medical, vestiar stânga-dreapta. Așa. După care se unesc, se intră prin ușa tunel și se intră în incinta piscinei.